Bună dimineața, sunt Ela Crăciun, mă bucur să vă revăd. Stilul de viață modern vine la pachet și cu o serie de probleme. În ultimii ani este tot mai greu să ne concentrăm, avem insomnii sau de multe ori ne enervăm mult prea tare pentru niște fleacuri. Există însă un remediu, meditația. Ne va ajuta să ne relaxăm și să ne găsim pacea interioară, spun specialiștii. Nu avem nevoie de echipament și o putem practica oriunde. Zgomotul de pe străzi, ușile trântite, telefoanele care sună fără oprire, melodiile care se aud din căștile colegilor de birou, toate acestea fac parte din viața noastră de zi cu zi. Stop! Avem nevoie de o pauză. Cu picioarele încrucișate, coloana dreaptă, bărbia paralelă cu solul și creștetul către tavan, începem lecția de meditație. Degetele le aducem în Chin Mudra, unim degetul mare cu arătătorul și venim cu palmele în fața, cu fața în sus pe genunchi. Următorul pas este să închidem ochii, să inspirăm și să expirăm. Ne vom liniști mintea, relaxăm respirația, relaxăm corpul. Lăsăm deoparte toate gândurile din mintea noastră și păstrăm mintea ușoară. Există numeroase tehnici de meditație, însă cea mai simplă este cea bazată pe respirație. Putem sta cu adevărat focusați doar 8 secunde, după care mintea noastră va fugi în altă parte. Însă specialiștii spun că treptat vom învăța să ne concentrăm asupra corpului, respirației și minții noastre. La început putem medita doar câteva minute, iar apoi să adăugăm treptat. Vom reveni ușor, încet, în corpul nostru. Lăsăm bărbia în piept. Deschidem ușor ochii cu privirea în podea și devenim cât mai prezente în acest spațiu. Așadar, mult mai relaxate, să trecem la discuții. Meditația este o călătorie personală, în sensul că beneficiile meditației nu sunt aceleași pentru toți oamenii. Anumite persoane folosesc meditația ca tehnică pentru relaxare, pentru deconectare, pentru conectare interioară, pentru autocunoaștere sau autoobservare, iar alte persoane doresc să practice doar pentru a se liniști într-un moment de agitație a zilei. Ideal este să facem acest exercițiu dimineața, când ne trezim. Astfel, 3 minute de meditație ne pot asigura 24 de ore de pace. Ziua mea începe altfel dacă practic de la prima oră meditația, pentru că nu mai începe mintea, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac cealaltă, trebuie să-mi iau cafea, trebuie să trimit mail-urile, nu. După ce practic meditația, ziua mea este mult mai relaxantă. Aș recomanda-o zilnic, cu mențiunea că dacă există o zi în care nu reușim să ne facem practica, să nu ne învinovățim și să nu ne frustrăm sau să dramatizăm. Adela a început să practice meditația cu 4 ani în urmă. Totul a pornit într-o seară. Am plâns foarte mult și am zis ce să fac, cum să mă liniștesc. Și mi-a venit în minte, hai să intru pe YouTube și să-mi pun o muzică de meditație ca să mă calmez. Și am adormit. După care mai bine de un an am meditat zilnic câte 2 ore. Am atins și niște stări care m-au motivat să vin de la muncă și să intru în meditație. Stările erau foarte frumoase și nu le-am cunoscut până în momentul respectiv. Erau stări de fericire, stări de conectare interioară, stări de iubire de sine. Am rămas impresionată că nu făceam nimic să obțin acele stări, doar stăteam, mă calmam, mă linișteam și ascultam muzică. Așadar, specialiștii susțin că meditația are o mulțime de beneficii. Reduce stresul, ne ajută să ne concentrăm mai bine, ne face mai fericiți și chiar ne dezvoltă creativitatea.